Salutare! În ultimele zile am avut ocazia de a mă juca cu un telefon de zonă medie de la Motorola. Este vorba despre modelul G52, care m-a lăsat destul de plăcut surprins la finalul perioadei de testare. Nu vă voi oferi indicii acum, însă vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vă împărtăși opinia mea despre Motorola G52, după cele câteva zile petrecute cu acesta ca daily driver temporar. Motorola G52 este un telefon construit în mare parte din plastic, însă acest lucru era de așteptat, acest material fiind preferat de majoritatea producătorilor pentru a reduce costurile de producție. Totuși, el nu se simte rău în mână, iar greutatea de 169 de grame oferă un feeling solid terminalului. Designul ne duce cu gândul la seria Edge, iar acesta este un lucru bun, aspectul telefonului fiind unul modern și tineresc, dar totodată unul simplu. Amplasarea butoanelor face utilizarea lor facilă, iar muchiile înguste ale ecranului nu dau impresia că acest telefon este unul de buget. Că tot discutam despre muchiile înguste ale ecranului, un mare plus este, mai ales la prețul la care se găsește telefonul pe piață, panoul AMOLED ce oferă o rezoluție de 1080x2400 de pixeli și o diagonală generoasă de 6,6 inci. Un alt punct forte este rata de refresh de 90 Hz, care face ca întreaga experiență de utilizare să fie mai fluidă. Culorile sunt bine calibrate și unghiurile de vizualizare sunt largi. La capitolul luminozitate stăm foarte bine, măsurătoarea noastră indicând un nivel de 662 de lux, ceea ce înseamnă că lumina puternică a soarelui nu va fi o problemă, ecranul păstrându-și lizibilitatea chiar și într-un astfel de scenariu. Motorola G52 aduce procesorul Qualcomm Snapdragon 680 la bord, fabricat pe arhitectură de 6 nanometri, ce asigură o bună eficiență în timpul utilizării, astfel consumul de energie fiind unul mai scăzut față de alte modele. Acest chipset este ajutat de 4 sau 6 GB de RAM, iar grafica este susținută de placa Adreno 610. Experiența de utilizare în viața de zi cu zi este una plăcută, fără urme de lag sau frânări foarte dese. Desigur, discutăm despre un telefon de zonă medie tipic, astfel că nu putem să ne așteptăm la performanțe uimitoare în gaming, însă se va descurca decent dacă nu-l forțăm cu setări grafice maxime în jocuri. În AnTuTu suntem la egalitate cu Redmi Note 11 sau Huawei Nova 9 SE, deci, așa cum am spus mai devreme, suntem în rând cu alte mid-range-uri. Important de precizat e faptul că nu am observat să se supraîncălzească, ceea ce înseamnă că răcirea se realizează eficient. Motorola G52 nu este un model care să aducă suport pentru 5G, păstrând clasica conectivitate 4G. Acest lucru poate fi și un avantaj, mai ales dacă ne gândim la consumul de baterie care este mai redus în cazul terminalelor fără suport pentru 5G. Desigur, aici primim Wi-Fi Dual Band, iar vitezele de download și upload sunt mulțumitoare, de 217 MB pe secundă și 300 de MB pe secundă. Tot aici avem și suport pentru NFC, GPS, Bluetooth 5.0 și la pachet se adaugă și un port USB Type-C 2.0 ce poate asigura transferul rapid de date. La capitolul audio stăm destul de bine, Motorola G52 oferind sunet stereo, ceea ce este destul de rar întâlnit în categoria aceasta de preț. Există însă diferențe între cele două difuzoare, acustica nefiind foarte bine echilibrată. Totuși, volumul este puternic, mai ales în jocuri, unde noi am măsurat 99,5 decibeli, deci un rezultat mulțumitor. Un plus ar fi și faptul că aici găsim și un jack audio, așadar nu va trebui să achiziționați adaptoare pentru a folosi perechea dumneavoastră preferată de căști. Motorola G52 vine cu un acumulator de 5000 de mAh, care reușește să asigure o autonomie lungă. În testele noastre, telefonul a reușit să atingă aproape 17 ore de playback video și aproape 16 ore la testul sintetic de utilizare continuă PC Mark, două rezultate care susțin afirmația privind autonomia.
Din fericire, aici primim încărcător în cutie, iar cu acesta putem alimenta dispozitivul la o putere de 30W, astfel telefonul ajungând la 100% în mai puțin de 2 ore. Nu sunt multe de spus la capitolul software. Discutăm aici despre Android 12 Stock, cu o sa interfață deja cunoscută pentru schimbările drastice față de versiunile precedente. Se mișcă bine, fără urme de lag sau frânări, iar intervenția celor de la Motorola este una subtilă, aceasta fiind mai mult pe partea de gesturi și funcții care să vină în completarea celor deja existente pe Android. Android 12 este cu siguranță un plus aici, iar optimizarea pe care o aduce este favorabilă acestui telefon de zonă medie. Lângă asta, ne bucurăm de un design al interfeței mult mai colorat și plin de viață, cu totul diferit față de ceea ce a fost până acum ceva timp Androidul. Când vine vorba de cameră, Motorola G52 vine cu un setup alcătuit din 3 senzori, unul de 50 de megapixel cu deschidere f1.8, unul de 8 megapixel ultra-wide și unul de 2 megapixel pentru poze macro pe care, așa cum probabil ați ghicit, nu prea l-am folosit. La fotografie stăm bine, denotat fiind faptul că există mici diferențe în privința nuanței de albastru a cerului în cazul imaginilor wide și ultra-wide. În general, putem spune că pozele sunt prezentate realistic, culorile nefiind suprasaturate. O problemă am observat-o în cazul fotografiilor close-up. Distanța dintre telefon și subiect nu poate fi prea apropiată, capturile ieșind nefocusate. Din fericire, există senzorul dedicat pentru asta. Motorola G52 se descurcă mediocru pe timp de noapte, aici fiind observate cel mai bine limitările capabilităților senzorului principal al telefonului, dată fiind și poziția device-ului pe scala valorii. La selfie-uri discutăm din nou despre performanțe de mid-range, fără să exceleze la vreun capitol. Captura video este realizată la rezoluție Full HD, cu 30 de cadre pe secundă și este bine stabilizată, iar culorile, cu excepția nuanței de albastru a cerului, nu sunt foarte saturate. Avem detalii bine păstrate, iar expunerea este de cele mai multe ori corectă, asta pe timp de zi. Pe timp de noapte însă, telefonul nu poate face față lipsei de lumină, astfel că imaginea tremură, expunerea o ia razna, iar lumina produsă de iluminatul public este foarte accentuată, dând impresia că totul în jur este galben. Per total, Motorola G52 este un mid-range care vine cu plusurile și minusurile sale, însă surprinde prin câteva aspecte, unul dintre acestea fiind display-ul AMOLED cu rată de refresh ridicată. Ne-a plăcut faptul că primim sunet stereo și încărcare rapidă, dar și interfața stock care își arată mușchii prin optimizarea foarte bună. Minusurile țin clar de performanța camerei telefonului pe timp de noapte, indiferent că discutăm despre foto sau video, dar și de fotografiile de tip close-up. Per total, pentru prețul de 1099 de lei, aici primim un pachet atrăgător. Astfel că Motorola G52 este un mid-range pe care îl putem recomanda, mai ales dacă puteți trece peste minusurile sale. Pentru mai multe detalii legate de Motorola G52, puteți accesa linkul din descriere, alături de linkurile de unde îl puteți achiziționa. Cu voi a fost Tudor din partea mobilissimo.ro, iar până data viitoare, vă doresc numai bine!